Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, fiindcă poporul român trebuie să știe ce se întâmplă cu el, astăzi declarația mea politică va viza faptul că România și românii sunt în pericol din cauza fenomenelor climatice extreme. Anual în țara noastră se produc inundații și alunecări de teren în tot mai multe zone ale țării, dar și secete prelungite și valuri de căldură excesive. Sunt afectate numeroase localități, drumuri de toate categoriile, o multitudine de gospodării individuale în mediul rural și urban, precum și bunuri imobile ale statului și ale populației. Impactul fenomenelor climatice extreme asupra vieții umane poate genera infirmități, răniri și decese cauzate de evenimente meteorologice extreme. Amenințările la adresa vieții umane se extind în timp și asupra generațiilor viitoare. Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în anul 2012 la Climate Vulnerable Forum, prevede obligativitatea statelor de a proteja cetățenii și în situația unor evenimente climatice extreme. În rezoluția Consiliului ONU pentru drepturile omului, mă refer aici la rezoluția 10/4 din 25 martie 2009 și rezoluția 10/4 din 17 octombrie 2011, se afirmă că, citez, în niciun caz un popor nu poate fi lipsit de propriile sale mijloace de subzistență ca urmare a impactului schimbărilor climatice. Reiese interdependența între majoritatea drepturilor ființei umane, deoarece fără mijloace de subzistență, apă sau rană, se încalcă implicit dreptul la viață. Obiectivul de dezvoltare durabilă 13, între scopurile sale specifice, prevede întărirea capacității de adaptare la provocările climatice și la catastrofele naturale legate de climă. Efectele evoluției climatice sunt multiple, multe dintre ele sunt irreversibile și constituie una din provocările importante ale vremurilor în care trăim. Iar urgența acțiunii în materia schimbării climatice este evidentă. Închei prin a pune următoarea întrebare următoarele entități statale. Domnilor premier, ministru al dezvoltării lucrărilor publice și administrației, ministru al mediului, apelor și pădurilor, ministru transporturilor și infrastructurii, ministru investițiilor și proiectelor europene, ministrul finanțelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, puteți preciza cum sunt planificate, finanțate și repartizate spre execuția administrației centrale sau locale lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor naturale? Vedeți dumneavoastră, de asta trebuie să stea la masă, nu să-și facă poze pe internet. Deputat Roman, circunscripția 10.